Mă numesc Ionescu Mihai, am 26 de ani, sunt bucătar, mă consider un tip normal, cu nevoi speciale, îmi place să fiu băgat în seamă cumva, cred că sunt semi-hipster, sunt rău, n-aveți idee cât de rău pot fi în bucătărie, de exemplu. Astăzi o să gătesc ciorbă de pui ala grec, un pic reinterpretată, e rețeta bunicului meu. Voi folosi exact aceeași rețetă, doar că voi reinterpreta platingul cumva. Abia m-am întors în țară, am gătit pe mealeaguri străine și m-am săturat să-i hrănesc pe englezi. Am venit și eu să fiu la mine acasă, să dau înapoi societății ce am învățat pe acolo cumva. Am terminat liceul, mi-am cumpărat prima tunică de pe net și am plecat în Anglia, în fundul Angliei, în zona Cornwall. Era un fel de mini-orășel românesc, toți din Maramureș. Au fost, cred că, cei mai productivi ani din viața mea. Am învățat atât de multe lucruri, nu vine să cred. Eram, nu știu, ca un animal scăpat de la zoo, flămând să învăț lucruri. Am avut o lună în care am lucrat 438 de ore, ceea ce înseamnă enorm pentru un englez. Un englez de rând lucrează undeva între 160 de ore și 240 de ore. Cred că asta e și motivul pentru care m-am întors în țară, că făceam performanță cumva, dar nu aveam timp de mine. Aici am pus pieptul de pui tocat, 4 gălbenușuri de ou, un pic de mărar, un pic de pătrunjel, sare și piper. O să fac o pastă de pui pe care o voi rula fix ca pe un cremvuște. V-am zis că o facem fine dining frumos. Am asem și iasă, n-am făcut-o felul ăsta niciodată, da? Sunt prieten cu foarte mulți foști concurenți șef la cuțite, cu Bobiță, cu Mitea, cu Banu Cătălin. Cu Mitea mă cunosc din Anglia, ne-am cunoscut fix în momentul în care m-am întors în țară și el m-a cam terorizat cumva să vin la emisiune, fiindcă sunt oameni mișto. Și uite că am venit, am emoții, sunt mort, sper să gătesc cea mai bună ciorbă. Da, avem prima balotină de pui pe care am rulat-o, mai rulez o dată ca să nu se desfacă când o pun la fiert. Nu știe șefii ce mănâncă inițial, decât în secunda în care vor face lingura perfect, atunci o să zic că, gat, asta e pala grec. Pentru mine, bucătăria e cam totul. Altceva nu știu să fac, sincer să fiu. Bucătăria e singura mea dragoste, dar cu bucătăria nu pot să fac un copil, de exemplu. Aș vrea să am un băiețel. Deja m-am gândit și la nume, o să-l cheme Edward, numai că nu i-am găsit mămică. Probabil după emisiune o să devin atât de cunoscut încât o să dea năvală fanele peste mine. Acum o să tai balotina de pui pentru a monta preparatul. Cred că sunt singurul care a gătit în istoria șef la cuțite ciorbă de pui ala grec cu intenția de a câștiga concurs. Și oricum așa o să se întâmple. Hai să vedem desert! Hai mă, desertel, băi, savarină. Hai mă, cum să faci savarină într-o oră? Langoș? Nici aia, că trebuie să umfle. Scovercinele? Băi, măi, ciorbă, măi, cea mai tare ciorbă, ați nebunit. Opa, miroasea ciorbă. Hai că Tutankhamon mi-a făcut piramidă când a gustat din ciorba mea. Da, miroase asta cu genul așa, cu mult mărar. Da, da, da. 3, 2, 1 și ala grec! Și ala grec, mă, și ala grec, băi, uitați-vă ce e aici, băi. Balutină de pui. Să vedem. Foarte mișto. Dar ce e asta? Gustă că mă strâng pantofii, nu mai pot. Ăsta e piept de pui. Piept de pui? Adică asta e ciorba de pui ala grec reinterpretată? Aia e! Bă, da. Ce cătărit. Ciorbă de pui reinterpretată cu pui, uite, care și orez. Nu e reinterpretată, e reinterpretabilă. Păi, dar are gust de ciorbă de pui. Hai, dați-mi cuțitele alea să plec, că pierd trenul. Reinterpretarea stă în picioare, dacă stai spre. Zeama ce este foame? Aceeași. Nu, încerc să dau seama dacă mare și altceva sau dar. Păi, ciorbă de pui ala grec, mă. Și tu, mă, pare puțin curioasă și dubioasă. De ce, mă, așa? Nu știu, așa, ca preparat. Mă, jucați cu mita mea, nebunesc. Ce are Sorin? De ce să fie curioasă? De ce, mă? Nu mai mănânci ciorbă? Ba da, dar nu... Ciorba a vrut să facă, a vrut să facă altceva. Astea sunt foarte tari și nu-mi dau seama de ce. Dar ești supărat. Nu sunt supărat, mă gândesc pur și simplu. Și așa ești tu când te gândești, da, supărat? Nu, sunt concentrat. La ce, mă, la mărar? Și la pătrunjel și la untură de cățel. Ce mă, așa și te uiți așa cum a făcut el biluțele alea de morcov? Da, 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 da. Cu o chiuretă. De ce îi face asta ciorbei de pui ala grec? Că așa am vrut eu. E ciorba mea. Un grec. Nu, de ce îi face asta? Pentru că ești grec. Deci nici ciorba nu mai e cum a fost. Eu cred că este o domnișoară pasionată de patiserie. Păi da, că s-a jucat culorile ce te-a pus. Verde, pierticaliu. E un culegător de struguri la vie și uite, a făcut puiul exact ca un dop de plută.
Cu selecte. Un dob de plută, bravo, măi. Că arată exact ca un dob de plută. Hai, dați-mi cuțitele alea. Deci n-am nici cea mai mică idee cine poate să facă ciorba de pui ala grec să nu mai fie ciorba de pui ala grec. Hai să votăm. Doamne, ferește. Puiul ăsta n-are niciun gust. Doar pentru o zeamă și puțină culoare. Mamă, mă mor. Tata, sunt mort. Ai lingură pe bune sau... Păi am furat-o. De unde? De la Ramzi. E restaurant, de la Gordon Ramzi. I love Songa. Sunt urât, șef. Mai bine taci. Este brownies. E negresul. E brownie. Are crustea de brownies deasupra? O avut-o, dar s-a dus dracu, de la înghețată, s-a dus. Mai înțeleg nimic, nu credeți? De ce brownie? Da, nu înțelegeți. De ce negresă? Nu! Nu cred! Oale. Ne-am întors în stress room cu Mihai, petrecut de păreri contradictorii înainte ca șefii să-și spună vreo părere. Până la urmă, fiecare bucătar pe rețeta lui piere. Mamă, mă mor. Tata, sunt mort. Nu, no, se poate. Bune, bun. Ionescu Mihai, 26 de ani. Știi cine e asta? Nu. Salut. E fratele de crucea lui Mitea. A, da? Da, da, păi da, nu poate să fie altul mai nebun ca el. Eu sunt mai nebun. Mai nebun ca Mitea. Da, 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 se vede. Da, da, da. Am lingură de nebun. Ai lingură pe bune sau făcută la anul? Am furat-o. E restaurant de la Ramzi. De unde? De la Ramzi. De la Gordon Ramzi. Ramzi? Da. De restaurant? Da. Mă, ce cauți aici? Ce cauți aici? Am venit să vă fac o ciorbă. Păi asta e ciorbă. Unde e ciorbă? Păi ciorbă. Ciorbă. E reinterpretat. E varianta mea de ala grec. Și aia este balotină de pui. Băi, nu. N-am vrut să pun puiul în picioare, să fac așa, am făcut balotină. Păi, dar cine ai văzut, mă, puiul ăla întreg? Dacă am schimbat-o. Să stea în picioare, dar de ce ai schimbat-o, mă, băiat? Că așa am vrut eu. De ce ai vrut, mă? Că asta a fost ideea mea, am visat-o într-o noapte și am zis, mă, du-l așa, vreau cuțite cu asta. Unde lucrezi tu? În Anglia. Unde? În Cornwall. E sud-vestul Angliei. Am lucrat într-un hotel de 400. Cum ai ajuns? Lucram pe vas. Lucra pe vas? Da, și am coborât de pe vas la Amsterdam, i-am luat bilet de avion și m-am dus în Anglia, în fundul Angliei. De ce ai mai plecat din Amsterdam? Că era plictisitor. Am fost de câteva ori până în momentul ăla și m-am plictisit. Pălăria asta ți-ai luat-o din Amsterdam? Nu, pantofii mi-am luat de la Amsterdam. Măi. Zi-mi și mie, dacă mergi mai departe, da? Să presupunem, că vei merge mai departe. Prin absurd. Prin absurd. Să vă arăți dată. Din ce echipă ai vrea să faci parte? Sincer? Da. Pagina. Bun, așa, Gina! În sfârșit, mă, unul, mă. Dar să fie co-prezentator, mă. A, da? Da. Da? Păi, Gina, vine încoace. Primul concurent care nu vrea la niciunul dintre noi trei și vrea în echipa ta. Și tu faci echipa cu? Pe vreau că eu fac echipele. Cu el? Da. Da. Gino, vezi că încep să fiu gelos. Ăsta a înroșit, ăsta micu s-a făcut. Ce? De la șapcă. Ia uite. Eu fac toate echipele. Gino, deci... Chitele cu s-a înroșit. Nu mai scap nicio fată frumoasă, le pupă toate din momentul ăsta. Deci ai scăpat până acum conflict. N-am scăpat? De ce tremur mă așa? Am și o emoții, că stăm... E Gina lângă tine, da, de-aia. Chiar îți faci parte din echipa mea? Da. Aoleu, Gina. Mă duc să văd dacă te-au votat. Dacă nu, oricum te iau eu. Mulțumesc. Deci, ia zi, ne zici, pe bune acum. Din ce echipă vrei să faci parte? La șef Scărlătescu. De la Grasu? Da. De ce? Așa vreau eu. Că e cu Gina? Da. Am înțeles. De câți ani faci bucătărie? A, nu știu, vreo 7. 7 ani? Pe acolo, da. Am 19 ani. Și ai făcut vreodată ciorbă de pui la grec într-un restaurant? Da. Și de ce se schimbă puiul cu... Că am vrut să vin dop cu ciorbă de plută. Și am vrut să o fac un pic altfel. Păi da, mă, dar și dop de plută, mă. Dop de plută. Tu ai gustat din dopul ăsta de plută? Am gustat. Și ți-a plăcut? Un pic, am tare, așa, dar un pic? E bun. Așa trebuie să fie balotina. Tu în momentul în care faci o ciorbă și îmi dai o bucată de carne care nu are textură de carne de ciorbă, fă o să fie altfel, fă o mus. De ce balotină? Fă o spumă, fă altceva, fă o figură. Ce vrei? Uite, un il flotant, da. Păi vezi, un il flotant ala grec. Adică asta a fost interesant. Atunci, dar interpretare, frate. Ia zi, ce vrei să zic? Dăm ceva capace la o parte? Că asta nu e nerăbdător. Dăm ceva capace, dar nu știu dacă la o parte. Dăm, să înălțăm, dăm, paravam.
Nu l-ai întrebat dacă o știe pe aia Gluș? Care aia cu ce? Știi să faci deb? Ce? Vezi? Gata. Nu știu ce are pălărie roșie. N-am avut timp de prostii. Are pălărie, n-am avut timp de prostii, mă. Lasă-l, mă, că... Lasă-mă un scaun dacă mai sunt, că mă dor picioare. Păi mie îmi place să te țin în picioare. Bine. Șefii stau jos, ia mai mici în picioare. Asta e viața, n-am ce să-ți fac. Mulțumesc. E groasă, pam, prietene. Pam, pam. E groasă. Mamă, și îmi vine să pentru trei. Ce fac? Când ai întors acasă? În martie. În martie? Da. Te duci mult mai bine în Anglia, înapoi. Nu, nu. Stau aici pe campul vostru. Mulțumesc. Pentru... idee. Adaptare, da. Da-ți cuțitul să plec. Mulțumesc. Dă-i mă cuțitul să plece. Nu am niciun cuțit. Dă-i mă cuțitul să plece. Bă, ia de-n pui. Ia mă gustă, mă, pui, ca lumea, mă. Ia. Unde ai fierb balotina asta de care spune? În supă. În care supă, mă? Gen suvid, dar n-am fiert-o la suvid, dar fiert-o în... A, vrei să reinterpretezi ceva, da, și genul ăsta, puiul tău n-are niciun gust. Băi, e blanc. Are gust, dar e fad. E fad. N-are niciun gust, e fad, e blanc. Nu e bun. Mi-e place. Îți place ție, asta e altă discuție. A, ți-o făceai chenelă? O făceai, cum a zis, supă gălui și te-o făceai oraceai? Hai mă, dai cuțitul și du-l acasă. Hai mă, știi generul toată în viața ta. Hai mă, că am treabă, mă, Sorine. Bă, ai vrut la grasul? Stai-ți Dumnezeu să ajungi la grasul, că acolo îți dărăiești. Spor. Mulțumesc. Dacă Dumnezeu e sus și te ajută. Da. Salut. Mulțumesc frumos, la revedere. Ceau. Mamă, ce frumos e. E genial ce simt în momentul ăsta, nu mă așteptam. Experiență nouă, sper să ajung până la capăt. Ăsta e cuțitul, e al meu, ce să zic.